Antonio, de câți ani ești în România? Mulți. Primul lucru pe care se spun mulți. Sunt 30. De ce m-am oprit în România? Pentru că parte din România și România de astăzi îmi place și nu-mi place. Primul lucru că am observat la timișorenii mei, că am văzut un popor darnic de a crea, m-a plăcut omul de atunci, că vrea să face. Dorea să se merge înainte, dorea să... Nu-mi place omul de astăzi. Cum e omul de azi? Foarte legat de lucruri foarte efemere, de aparență. Și cu timișoreni sunt supărat. Pentru că Timișoara, de orașul cel mai frumos că am văzut eu când am venit în România în 90, eu cred că a ajuns orașul unul dintre orașii cel mai prost. Adică s-au chiar culcat pe ureche timișoreanii. Că lasă, că noi suntem fruncea. Dar vezi că nu poți să fie fruncea o viață dacă nu faci ceva. Uitați ce au făcut Clujul. Așa este. Sibiu. Brașov, în felul lui. Adică, pe bune. Și eu acolo am avut dovada de un fel de românism care nu are sens. Adică nu poți să te... Exact ca cu italienii. Păi ce avem să ne laudăm acum? Da, noi am fost italieni. Am dat natalii, adică la noi s-au născut niște... Dar acum, că se certă cei patru pisoi de acolo la guvern, se mori ca ei mei, pe bune. Adică ce, glumim? Cu ce să mă laud eu astăzi de Italia? Da, facem Ferrari, facem Lamborghini, facem aia, dar nu avem bani să le cumpărăm noi, le cumpără arabii. Da? Lucrul cel mai important, cred, într-un om este să riește să vede care sunt limitele lui, carențele lui, ce le lipsește, cum ar putea să-i milioreze. Pentru că dacă ne mințim singuri în fața oglinda, băi, sunt cel mai tare, bă, ce frumos ești, bă, ai 40 de ani și după ieși afară și lumea îți spune, băi, moșule, rămâi prost, înțelegi? Nu e ok. Deci, până la urmă, în ăștia 30 de ani, ai venit în România imediat după Revoluție, tot poporul român era într-o stare euforică, eram practic convinși că în România lucrurile se vor schimba după perioada grea a comunismului. S-au schimbat, dar s-au schimbat altfel. Ești dezamăgit? De ce? Mult, mult. Mult, pentru că vezi, mare deosebire, care eu îl spun totdeauna, între România și Italia, este că când tu dai un picior la o piatră în Italia, săraca de ea, tot piatra rămâne. Dar dai un picior aici în România, la o piatră, și ieși o comoră. Ce vrei? Petrol? Avem. Ce vrei? Gaz? Avem. Ce vrei? Aur? Avem. Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Avem. Italia nu le are. Italia l-a avut, o le are în cantitate foarte mic, dar Italia este o țară de unde se transformă foarte bine produsele. Se fac niște produse foarte frumoase prin transformare. Adică noi am înțeles foarte clar că ne având materia primă, trebuia să emisăm pe cum prelucrăm materia primă, că îl cumpram de la alții, să le dăm plus valoare. E, aici nu, aici s-a făcut altfel. Aici, cu tot că avem tot ce ne dorim, ce s-a făcut? Lasă că e bine și așa. Asta mă aduc în minte, din păcate, cel mai mult. Deci, practic... Lasă că e bine și așa. Asta te deranjează cel mai mult. Enorm. Tinderea la perfecțiune nu îl faci pentru alții, îl faci pentru tine. Și eu când eu sunt obligat să spun lasă că bine și așa, în momentul aia i-am pierdut un punct. Mi simt foarte prost. Există multe restaurante italienești bune în România? Nu știu ce înțelegi tu pe restaurant italianesc. Câteva sunt. Adică să găsesc o mâncare care să se ridice într-un fel la nivelul pe care l-aș fi găsit în Italia, de exemplu. Dar și în Italia. Găsesc restaurante de... Înțelegi? Adică eu spun altfel, că tutul mondo e paese.
tu poți să te duci la Roma, să fac un exemplu, și din 2000 de restaurante, numai 200 sunt la un anumit nivel. Alte restaurante se fac că sunt restaurante italianesc. La mine un restaurant italianesc, pur italianesc, în teorie ar trebui să folosește maxim din producție italiană, se dă un produs italianesc la masă. Există așa ceva la noi? Da, sunt câteva. Unul este la un prieten al meu și știu că este unul din puține locații unde găsești crevete roșu din Sicilia, să fac un exemplu. Și nu găsești crevete roșu cumpărat din China și îl dau la masă ca preparat italianesc. Cum ne putem da seama noi ca simpli consumatori? După preț. Tu crezi că cu banii că ți iau o Dacia, că este normal, da? O Dacia, super mașină, domne, mai ales acum, este mașina de vis. Poți să-ți iai un Ferrari? Niciodată. Deși Dacia se potrivește perfect cu gropile de la înțelegi. Noi. Înțelegi. Asta spun. Nu spun că Dacia nu e ok. Înțelegi? Dar te iai altceva de mașină. Cum mâncăm noi românii? România a început să, după experiența că au făcut dincolo, au început să mănâncă pizza corectă. Pizza adevărată e un produs dietetic. Ciudat, dar este așa. Adică o pizza margherita adevărată este un produs care la nivelul de cină, o dată pe settimana, este perfect, pentru că are potrivire de licopene, că este un antioxidant foarte puternic, că vine se declanșează roșiile după că sunt gătite. Da. Ai proteine de la lapte, ai carbohidrati, ai tot ce trebuie, adică ești super ok. Gusturile noastre în materie de paste, pizza, sunt mult mai simple. Adică, tu nu uita că Italia este țara de spaghetti aglio olio peperoncino. Că este o farfurie cu două chestii, care noi murim, mai ales după beție, sunt însănătoșire imediată. Adică mănânci o farfurie din aia, având ulei se pune pe face un dop, carboidrati ajută repede la epuizare de alcool în sânge și e perfect, ok? E, aici nu, aici suntem obișnuiți cu gusturi puternici. Suntem gusturi, nu, eu nu pot să le, nu spun că românii greșesc, nu pot să le spun. Au alte gusturi. Au alte gusturi, înțelegi? Exact ca și americanii și alții, dar vreau să spun că în România, de cam 2 ani jumate, 3 ani, operează o academie de pizzari care fac o pizza și le găsești și în București, chiar napoletană. Ai reușit vreodată sau ai avut intenția de a adapta preparatele pe care tu le faci la gusturile pe care le avem noi românii? Mai mult ca asta, mie mi-a plăcut un pic în trecut să fac un pic de fusion. Preparatul care m-a dus niște, am avut două preparate care m-au dus niște plăceri enorme la niște concursuri în Italia. Eram tiner, aveam, nu mă aduc aminte. Cred că era 99-98. Am prezentat niște sarmale în frunză de viță cu sos de gorgonzola. Am fiert sarmale în frunză de viță, un pic altfel împăturați, cum facem noi în voltini di Verza. Practic o îmbinare dintre cele două elemente din cele două bucătării. Și am pus peste un sos de gorgonzola. N-ai ideea ce a fost? Și la un alt concurs în lângă Caltanissetta, nu mă duc aminte orașelul, cum se chema, în Sicilia, unde am câștigat iar un premiu, am făcut sarmale în voltini, dar erau niște sarmale de pesce spada, care m-a fost inspirați, eu în 97
am vizitat o familie în Delta. Și asta, eu nu mănânc pește. Mort cup, gustul sarmalele lor de pește. Știi că acolo se fac sarmalele de pește. Acolo peștele se mănâncă peste tot. Am gustat o bucățică. Chiar erau foarte bune. Cu tot că nu l-am mâncat, că eu nu sunt cu pește. Și atunci, din moment în care pește spada, pește sabia, este unul din peștele mele preferat, cu tot că este foarte periculos, pentru că fiind un pește mare, acumularea de metalele grele și de mercur este enormă și e un pește care trebuie consumat cu mare mizură, am inventat sarmalele astea de pește spada. Și a fost o minunăție. În Varza Dulce. În Varza Dulce. În Varza Dulce.